Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, dragi prieteni și toți cei care ne urmăriți, vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos și vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne ajută în fiecare săptămână să intrăm în modul acesta în casele dumneavoastră și să petreceți împreună cu noi, ascultând, auzind experiențe deosebite, inedite, unice în felul lor, vindecări, minuni, moduri miraculoase în care Dumnezeu intervine în viața oamenilor. Noi suntem un popor și o biserică care credem, care propovăduim și care mărturisim puterea lui Dumnezeu care intervine în mod practic în viața oamenilor. Dumnezeul nostru nu este o ființă distantă care de la miliarde de ani lumină privește înspre pământul acesta să vadă ce se mai întâmplă pe el. Noi credem într-un Dumnezeu personal care are relație cu creația lui, adică cu noi, într-un Dumnezeu care se implică în viața oamenilor. De aceea, emisiunea Pași prin Credință conține experiențele oamenilor lui Dumnezeu care în fiecare zi mai pășesc prin credință și mai înaintează pe calea mântuirii în cunoașterea Domnului și în apropierea lor de Dumnezeu. În ziua de azi avem între noi pe pastorul Viorel Pădureț din Poien, Suceava, de vizita căruia am profitat că a fost împreună cu noi, s-a închinat împreună cu noi și a slujit cu bucurie în biserica noastră în weekendul acesta care a trecut și bucurându-ne de faptul că mai zăbovește câteva zile prin Arizona, l-am invitat să fie împreună cu noi și să împărtășească doar câteva din experiențele dumnealui cu Dumnezeu. Frate Viorel, vă spunem bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Bine, vă mulțumim că ați răspuns invitației, v-ați făcut timp, v-ați găsit o gazdă bucuroasă care să vă aducă și să petreceți împreună cu noi, să stăm puțin la masă rotundă și să povestim, să ne aducem aminte de lucrările lui Dumnezeu, de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră, în ziua de azi. Noi o să vă ascultăm cu bucurie și vă zicem încă o dată, bine ați venit! În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut. O să fiu la această emisiune care cred că este benefică pentru cei care o ascultă, cei care privesc și doresc să aducă zidire. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru tot ceea ce faceți. Amin, amin. Am un slogan. De multe ori am spus când am predicat Scriptura, Evanghelia. Am spus, dacă într-o bună zi cartea asta, Biblia, mi-o va lua cineva din mână și va zice că nu e adevărată. Chiar dacă nu-mi va da voie și va zice că nu există Dumnezeu, experiențele personale care le-am trăit cu Dumnezeu, asta nu mi le lua nimeni niciodată. Dumnezeul nostru nu e doar o simplă poveste, Dumnezeul nostru e realitate. Dumnezeu nostru este viu, Dumnezeu nostru lucrează și astăzi și ne bucurăm să avem astfel de experiențe împreună cu Dumnezeu. E adevărat, sunt pași prin credință, pășim parcă cu avânt, mergem mai înainte când trăim o experiență de felul acesta. Dați-mi voi așa o paranteză, eram în biserica din Bethel la Detroit și am avut o experiență, să spun, în predică și fratele slujitor de acolo, zis Viorel, așa de mult îmi mai doresc România, acele experiențe pe care le-am avut în lucrare de evanghelizare. Și spunea el, asta îmi dădea spor, ajutor în lucrare, primeam elan și cu mai mult avânt lucram. Zic, avem nevoie de aceste experiențe, de acele minuni a lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu, să-l vedem în casă, în familie, în lucrare și Dumnezeu să fie binecuvântat de felul cum ne însoțește. Aceste experiențe confirmă și reconfirmă autenticitatea cuvântului. Amin. Noi predicăm cuvântul și în urma predicării cuvântului Dumnezeu ne dă experiențe. Experiențele fiind vizibile, trăite, da, de exact, noi. Exact. Confirmă și reconfirmă, da, și reconfirmă
că acest cuvânt este adevărat, da, este de origine dumnezeiască și, amin, că merită crezut. Și frumos ați spus, chiar dacă ne-a luat Biblia cineva, da, vreodată, Biblia o păstrăm în inimă oricum, amin, și în minte înregistrată, da, dar experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu. Exact. Nimeni. După ziua cinzecimii, știți, apostolii au fost însoțiți de Dumnezeu. S-a făcut vindecarea din capitolul 3. Omul bolnav la poarta frumoasă era așezat și a fost o minune. Apostolii au avut de suferit. Au fost închiși, tras un pic deoparte. Li s-a interzis să nu mai vorbească în numele Domnului Iisus. În capitolul 4 parcă îi vedem epuizați și vin în rugăciune. Așa, o dorință înaintea lui Dumnezeu. Zis, tată, uită-te la amenințările lui Rod și a lui Pilat din Pont, care s-au unit împreună cu noradele lui Israel împotriva unsului tău, împotriva lui Iisus Hristos. Te rugăm un lucru acum. Dorința bisericii de atunci și aș dori să fie și dorința bisericii de azi. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu îndrăzneală și apoi întinde-ți mâna să se facă semne, minuni și tămăduiri în numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Și aș dori ca Dumnezeu să ne însoțească lucrarea în sensul acesta și cred că vom avea succes și hotarele împărăției lui Dumnezeu se vor lărgi. Ce aș putea să vă zic așa, noi trăim din minunile de Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare moment a vieții noastre, așa, și azi e o minune că mâncăm din pâinea lui Dumnezeu, bem din apa lui Dumnezeu, respirăm aerul lui Dumnezeu. Gratis. Exact. Toate acestea sunt niște minuni. N-aș vrea să fac o paranteză prea largă, dar mă gândesc la Nebucadnețar. Un împărat mare, puternic, vestit în perioada lui, a reușit să cucerească zona civilizată din vremea lui și să fie un împărat puternic. La un moment dat, după ce a construit cetatea aia mare a Babilonului, într-o bună zi, ca om, și noi poate am face la fel, se plimba pe zidurile Babilonului și stătea de vorbă cu el, spunea, oare nu sunt eu împăratul Nebucadnețar care am ridicat zidurile și am construit? Și deodată aude o voce, ascultă împărate, ți s-a luat împărăție. 7 vremi, e vorba cred că de 7 ani, Nebucadnețar a păscut cu animalele sălbatice. Spune Scriptura că l-au dat roa cerului, i-au crescut unghiile la mâini și la picioare ca ghearele la vulturi. După 7 ani, Scriptura acolo spune prin profetul Daniel, Nebucadnețar, când mi-a venit mintea la loc, mi-am ridicat ochii spre cer și am binecuvântat pe Dumnezeu cerului și al pământului. Și am fost repus, reașezat din nou în cinstea pe care o aveam altădată. Și eu am zis așa, ce-ar fi să-ți ia Dumnezeu mintea? Să nu mai ai minte, să ajungi la neuropsiatrie, nu dă nimeni 2 bani pe tine. Nebucadnețar, cu toată puterea lui, cu toată fala lui, a ajuns un nimeni. Că n-au avut minte. Exact. E o mare binecuvântare că Dumnezeu, chiar dacă ai un business, chiar dacă ai o afacere, chiar dacă ai o casă, ai o mașină, ai o familie, ești bine așezat în societate, e harul lui Dumnezeu, e îndurare. De asta spun, e o minune că trăim și din ceea ce trăim, trăim de la Dumnezeu. Slăvit să fie ea. Aș putea să vă zic așa, faptul că la dumneavoastră în emisiune aici frații mărturisesc lucrări frumoase și e adevărat că, așa cum spunea Ioan, n-ar fi încăput cărțile la câte minuni au făcut Domnul Iisus, nu se puteau să le, nici noi n-am putea, dar avem ocazia să le grăim în seara asta. Luăm câteva, cât ne permite, da, timp. Mă gândesc, începem așa, cu una. Din familie, în primul rând. Așa. Zic eu că e mai proaspătă pentru mine. În anul 2012, soția mea a plecat în Italia pentru că ținea locul de muncă la una din cumnatele mele, care la fiecare naștere avea copii, fiecare copil era născut cu cezariană. Soția dădea o mână de ajutor, ținea locul unde lucra dânsa la o casă acolo și... Ce s-a întâmplat, nu știu, dar pe vremea aceea era așa ca o epidemie în Europa, a fost de căpușe. Și soția mea, fără să-și dea seama, nu știu unde și cum, s-a lipit de trupul ei o căpușă. Parte din căpușele astea erau purtătoare de un virus numit Borela. Soția peste noapte a realizat că are o pișcătură, o mușcă ceva. Și a prins negul acela și a zis, eu nu mă știam că am un neg aici. Și l-a tras. Și în momentul când l-a rupt, a simțit o usturime, s-a trezit din pat, totul era numai sânge.
m-a sunat, mi-a zis, Viorel, nu știu ce s-a întâmplat. De ce? Ce să fiu? Eu nu mă fi știut că am aici un neg. Și după toată treaba asta, într-adevăr, după un an de zile, s-a început a vedea evoluția acestei boli. Virusul acesta, Borrelia, dă naștere la o boală numită boala Lyme, boala cu 100 de capete. Efectiv, nu-i dai de capăt la boală. Soția a început să aibă tulburări. Sunt un fel de microorganisme care se așează oriunde în organism. Pot fi așezate pe aparatul respirator, digestiv, locomotor. Sunt tot felul de tulburări nervoase, psihice, de tot felul. Și noi, când am intrat în problema asta și am văzut că soția nu se simte bine, ne-am dus undeva la rugăciune. În comuna Ipoteș, poate știți un pic de satul ăsta, e un vas a Domnului acolo de lucru și ne-am rugat lui Dumnezeu. Lucrarea a fost în felul următor în dreptul meu. Ascultă, bărbatule, pe mulți ai îmbărbătat, dar vine vremea când tu să fii îmbărbătat și nu o să aibă cine să te îmbărbăteze. Eu m-am speriat. Am zis, extraordinar, ce se poate întâmpla doar numai dacă Dumnezeu mi-a soția. E greu să fiu încurajat într-o astfel de situație. După ce ne-am ridicat de la rugăciune pentru soția mea, a fost o lucrare, spunând așa, te-am văzut în fața unei prăpastii, să nu încerci să treci singură. Dumnezeu te va ajuta, pentru că am văzut două brațe care te-a luat pe mână și te-a trecut dincolo. Nu înțelegeam prea mult ce înseamnă acest dincolo pentru mine. Dar n-am avut încotro, am trebuit să ajungem cu soția la medic, s-a făcut tot felul de investigații, am ajuns la Târgu Mureș. Pentru noi Târgu Mureș înseamnă capăt de linie. După săptămâni de spitalizare și de tratament, un tratament foarte sever, s-a diagnosticat într-adevăr cu boala Lyme și după o perioadă, când am văzut eu că nu se întâmplă și nu evoluează mai cu nimic tratamentul care se administra, am cerut să iau soția acasă. Doctorii au fost de acord, am luat soția acasă, mi-au dat și tratamentul care trebuia făcut. Era un fel de antibiotic, Cefor se numește, un gram care se administrează intravenos. Eu sunt asistent medical și am administrat eu tratamentul pentru soția. Dar la un moment dat am zis, extraordinar, văd că nu ajută cu nimic tratamentul ăsta. Și am stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, în post, și am zis, și am vorbit cu soția, uite ce, noi stăm înaintea lui Dumnezeu. De azi înainte eu nu îți mai fac nicio injecție. Doctorița, am sunat-o la Târgu Mureș și mi-a zis, domnul meu, te rog să nu oprești tratamentul. Dacă îl vei opri, va trebui din nou să reîncepem din nou și tratamentul ăsta, perioada cât se administra, era foarte greu de suportat. Dar am luat hotărârea înaintea lui Dumnezeu, pentru că de multe ori am zis așa înaintea Domnului, Doamne, eu predic Evanghelia. Le spun oamenilor că am un Dumnezeu viu, am un Dumnezeu real, am un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu a minunilor. Eu vreau să te văd la mine în casă. Și vreau să văd că tu lucrezi. Am intrat în post, în rugăciune. Mi-aduc aminte într-o noapte. Am avut așa un vis sau un coșmar, pur și simplu. A venit diavolul la mine. Știți, oamenii l-au arătat pe diavol în tot felul de imagini. Un personaj urât, cu o furcă în mână. Nu e adevărat. Cu coarne, cu ochii roșii. Exact. Un monstru. Efectiv, eu, în noaptea aceea, în pat în care dormeam, în lângă soția mea, a apărut un bărbat foarte frumos. Foarte frumos. Nu pot să vă explic cât de bine arăta. Nu am cuvinte să-l descriu. Foarte prezentabil. Arăta grozav de bine, dar eu m-am umplut de groază. Părul mi s-a făcut măciucă, mi s-a încrețit pelea pe mine. Când m-am trezit din visul acesta, eram țiapăn, nu mă gândeam, știam că sunt treaz, dar nu puteam să-mi mișc mâinile, picioarele, îngrozit de imaginea aceea, pentru că el îmi spunea așa, băi, nu mai posti, mă ironiza, băi, nu te mai ruga, că oricum e a mea, n-ai nicio șansă, n-ai să biruiești. Dar am reușit să-i spun doar atât. Eu vreau să spun un lucru, că cel ce e în mine e mai mare decât cel ce este în lume. Și m-am trezit din somn. Frate Cornel,
necazul ăsta la noi în familie a continuat tot anul 2013. Mă gândeam că în 2013, când ies din anul 2013 și intru în 2014, s-a terminat. Dar nu e adevărat. Știu că m-am ridicat la frați și am spus fraților, anul 2013 a fost cel mai greu an pentru mine. Și pentru familia noastră și pentru casa noastră. Și după o perioadă așa de rugăciune, am luat legătura cu frați lucrători. I-am invitat la mine acasă, unul din frață prezbiter de la noi, din biserică, ne-am rugat lui Dumnezeu, s-a făcut ungerea cu un de lemn și vreau să vă zic că într-o altă noapte am avut un alt vis. În visul acela se făcea că între casa mea și casa părinților mei, că locuim în aceeași curte, a răsărit un soare. Din momentul acela m-am trezit și am zis, soție, știi ce? Răsare soarele pe strada noastră. Dumnezeu ne dă izbăvire. Și într-adevăr, ne-a dat izbăvire. În 2014 eu eram epuizat, cu moralul parcă la pământ, pentru că acumulasem niște datorii financiare. Soția era bolnavă și aveam în proiect construcția casei de rugăciune. Pe toate astea apăsau parcă ca o povară grea pentru mine și mi-aduc aminte că eu lucrez în agricultură. Aveam depus utilajele la punct, era primăvara și trebuia să mă duc în câmp. Mă duceam, vedeam ce treabă am de făcut, mă întorceam în casă și plângeam. Eram așa de neputincios. Și vine un cuvânt printr-un om al lui Dumnezeu spunând în felul următor: voi da o binecuvântare pentru casa voastră că se vor mira mulți. Vreau să vă zic că Dumnezeu ne-a binecuvântat, soția a fost însănătoșată, Dumnezeu ne-a binecuvântat și am ajuns în America, ne-a binecuvântat pe noi financiar și a binecuvântat și biserica locală prin noi. Construim o casă de rugăciune care într-un an de zile am reușit să punem temelia, să o ridicăm, să o acoperim, se lucrează și acum la ea și Dumnezeu vedem că ne-a binecuvântat. Slăvit să fie numele Lui. Astăzi soția este cu mine aici în Statele Unite și ne bucurăm că suntem în putere, putem chiar să și muncim și slavă Domnului. Dumnezeu ne-a dat sănătate. Dintr-o situație imposibilă. Exact. La capătul drumului. Exact. Exact. În America spunem dead end. Da. Capăt mort. Uh-huh. La capătul drumului, acolo deschide Dumnezeu, da, o nouă, exact, o exact, nouă cale. Exact. Când eram parcă fără nicio șansă de rezolvare situației, din noroi, din nimic ne-a ridicat Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Pentru noi a fost minunat. o experiență deosebită cu Dumnezeu în casă. Nu mai zic că și copiii noștri au putut să vadă experiența asta și au rămas și ei zidiți și ne bucurăm că avem un Dumnezeu care ne ascultă rugăciunea. O experiență care nu poate fi tăgăduită. Exact, exact. Și care va, da, vorbi când, da, vom fi pe pământ, va, amin, vorbi. Alte experiențe? Cum să vă zic, eram tânăr și ca toți tinerii în România, prin anii 90 era greu în România de un loc de muncă. Aș fi dorit să lucrez pe undeva prin străinătate. M-am chinuit și toate porțile și ușile erau închise. Ultima dată a fost în anul 1997, când am plecat spre Italia și n-am reușit. Am fost întors înapoi, interdicție în Slovenia, interdicție în Ungaria și am venit acasă. Mi-aduc aminte că într-o noapte eram foarte supărat, frustrat așa de situații, de evenimente, de ce s-a întâmplat, de ce nu reușesc și eu să mă duc, să muncesc. Eram tânăr și aș fi vrut să mă realizez într-un fel cumva. Într-o noapte am un vis și în visul acela se făcea că doi bărbați vorbeau ceva din Scriptură, dar se contraziceau. Eu m-am dus să-i lămuresc pe oamenii cu Biblia și când eu am încercat să-i lămuresc care e adevărul Scripturii, deodată m-am trezit undeva așa la o tribună înaltă și în fața mea era o mare de oameni și le predicam Evanghelia. În timp ce eu predicam, am auzit o voce. Visul ăsta n-am să-l uit, așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. A fost pentru prima și singura dată în viața mea. Și vocea ce a spus așa: dacă ai fi plecat în Italia, cine le predica la oamenii ăștia? M-am trezit din vis și am zis: extraordinar, asta e o chemare. Am spus la toți prieteni, am spus la frați. Am zis: nu, Dumnezeu te-a chemat aici să-L slujești la noi în sat, în biserică. Am zis: nu, e altceva. Și într-o seară mă trezesc să vină la mine fostul meu diriginte de liceu, fratele Nicu Cotleț. Și mi-a zis: Viorel, n-ai vrea să mergi cu noi în evanghelizare?
mi-am adus aminte de visul pe care l-am avut și mi-am dat seama că asta e chemarea lui Dumnezeu, dar totuși eu atunci am zis, bine, accept într-o oarecare măsură, dar în mintea mea am pus un semn înainte. Doamne, dacă e voia ta, dacă asta e chemarea ta, am mers în Vaslui și am zis, în 3 săptămâni, dacă nu se pocăiește nimeni, cât voi predica în Vaslui, eu nu mai rămân în lucrare. E adevărat, la 2 săptămâni, mi-aduc aminte, eram în biserica din Bărlad și după ce am predicat cuvântul lui Dumnezeu, s-a ridicat o femeie, era numai în lacrimi și s-a hotărât pentru pocăință, pentru a sluji lui Dumnezeu. Era din localitatea Banca, comuna Gara Banca. Fata asta s-a pocăit, era foarte necăjită. Soțul ei era plecat la muncă în Turcia. Avea 2 copii. Unul cred că avea vreo 2 ani și jumătate, o fetiță, și o altă fetiță de vreo 6 luni. Într-una din zile, femeia asta a plecat de acasă pentru un timp scurt. Și când s-a întors înapoi în casă, copilul de 6 luni l-a găsit mort. O anunța salvare și asta, au constatat decesul și nu au avut încotro. Totuși a fost dus la spital. Dar interesant, femeia asta ne-a sunat pe noi. N-avea decât câteva săptămâni de când se hotărâse în biserica din Bărlad. Și ne-a sunat pe noi și a zis, fraților, eu vreau să fac înmormântarea, dar vreau să o fac cu frață, pocăiți. Când am auzit, am venit de la Suceava, eram 4 frați din Suceava care misionam în zona județului Vaslui, fratele Nicu Cotleț, fratele Mihai Chibici, fratele Gică Vișan, niște oameni care au avut o colaborare extraordinară și a fost o lucrare foarte frumoasă și la ora actuală de asemenea este. Dar ce să faci când sat nu erau pocăiți? Ne-am dus la primar și am vorbit cu primarul și am zis, domnule primar, noi trebuie să facem o mormântare. Și a zis, domnule, eu nu mă bag, eu n-am pocăiți în satul ăsta. Nu-i treaba mea, vorbiți cu preotul bisericii. Ne-am dus la preotul bisericii ortodoxe și am vorbit cu dânsul și el a zis, domnule, la mine în sat voi nu faceți mormântare. Mormântarea o fac eu. Și noi am zis, domnule, noi avem ocazie de evangelizare, măcar 2 seri de priveg să facem. Am făcut 2 seri de priveghi, între timp a venit preotul la familie și a zis, vă dau 2 milioane, luați banii de la mine și în restul nu vă costă nimic, faceți înmormântarea cu mine. Femeia asta, cu o zi înainte de înmormântare, și-a adus aminte că în sat era un preot bătrân și de fapt copilul mort a fost botezat la el. Și a zis, stați așa, fraților, că eu, de fapt, copilul ăsta l-am botezat la alt preot, preotul cu tare din sat, nu-i știu numele eu. Și ne-am dus la el. Am vorbit cu dânsul și el a zis, domnule, păi da, eu sunt din Ardeal. Eu am făcut înmormântări și cu catolici, și cu romano-catolici. Dacă o să fac și cu penticostale o mormântare, nu-i nicio problemă. Nu m-a plătit 150.000 locul de îngropare în cimitir și faceți. Dar ce am uitat să vă zic? În ziua când a murit copilul de 6 luni, tot acolo în comună, murise un tânăr la vârsta de 26 de ani. În dimineața când copilul de 6 luni a fost găsit mort, a fost găsit și bărbatul ăsta, că era tânăr căsătorit, mort în casă. Și el a zis, domnule, dar am și eu mormântare duminică, așa că hai să nu ne... să facem în așa, suprapunem și eu o să fac mai întâi mormântare, eu și după care veniți și voi. Știu că ne-am organizat, eram puțin la Bărlad, vreo 20 de cântăreți, dacă eram... Și ne-am așezat așa în rând, în stradă, 2 câte 2, și am mers cântând până la cimitir. Când am ajuns în fața cimitirului, interesant un lucru, era un cordon de bărbați care stăteau în fața porții și au zis, pocăiță, nu intră în cimitir la noi. Am stat un pic de vorbă noi, așa, lucrătorii care eram acolo, și ce facem? S-a hotărât Nicu și cu Mihai să meargă și să stea de vorbă cu bărbații, să negocieze, să ne lase cumva, să intrăm cu mortul în cimitir, să-l îngropăm. Cimitirul era plin de oameni, era primar, poliție, profesori, toți oamenii din comun. Era un mort tânăr, plus de asta un mort la pocăiți. Lumea era curioasă să vadă ce se întâmplă acolo. Când fratele Nicu, și asta vreau să vă spun, aici am văzut degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu. Când Nicu și cu Mihai se îndrepta spre cordonul acela de bărbați care erau foarte supărați, de fapt Mihai îmi spusese mie, Viorel, fii foarte atent, noi vorbim cu oameni și tu ai grijă de mort aici. În momentul când am reușit să-i convingem, ei oamenii cu mortul și intrați în cimitir.
În momentul când se îndrepta Nicu spre cordonul de bărbați împreună cu Mihai, oamenii ăia, eu eram uimit că mă uitam la ei cum se deschideau. Se deschidea cum se deschide o ușă cu fotocelulă. Și se dedeau de o parte din fața lui Nicu și al lui Mihai. Erau, cred că, 4 bărbați unul după altul, dar toți s-au ferit din fața lor. Și când Mihai deja trecuse de ei, eu zis, se întoarce, Viorel, dar ce mai stai? Atunci m-am trezit și eu din uimire, am luat năsălia cu mortul și am intrat în cimitir. După ce am intrat în cimitir, oamenii au început să strige. O intra pocăiți în cimitir! O intra pocăiți, dar n-au avut încotru, ne-am dus cu mortul acolo la groapă și a venit și preotul că a terminat mormântarea și a venit și el și a zis, lasă să spun și o rugăciune. Sigur că da, părinte. A spus el o rugăciune. O da să plece și Nicu îi zice, părinte, păi spui să o predic acum, dacă totuși asta. Și s-a ridicat Nicu, a citit textul din Luca, capitolul 16, și apoi preotul a predicat și a zis așa, măi oameni buni, ce să vă predic eu despre bogați și despre săraci? Uitați-vă la mărâta asta de la noi din sat. Noi n-am fost în stare să-i facem înmormântare, dar niște oameni de la Suceava, 300 de kilometri distanță, au venit să dea o mână de ajutor. Sunt vorbele lui ce vă spun. Spunea el, voi ce așteptați? Să mergeți la praznic după înmormântare. Dar oamenii ăștia fac o faptă bună. Cred că merită să-i urmați. Vreau să vă spun, frate Cornel, la ora actuală este o biserică acolo. Dumnezeu a dat un mare succes în lucrare. Oameni care au primit Evanghelia, Dumnezeu le-a schimbat viața. Au fost oameni că zona Vasluiului sunt foarte mulți oameni pătimași de alcool, de băutură. Dumnezeu i-a eliberat și a făcut din ei copii al lui Dumnezeu, fii ai împărăției lui Dumnezeu. Și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Slăvit să fie Domnul! Totul a început cu o tragedie într-o familie. Exact. Un copil de 6 luni aproximativ, care a fost chemat de Domnul acasă, cu un conflict între preot, ortodoxie și noi penticostali care au apărut pe scena satului, da, ca niște străini și anonim și necunoscuți. Și pe fondul acesta Dumnezeu folosește un preot mai în vârstă, exact, temător de Dumnezeu, exact, înțelept. Da, da. Dumneavoastră care veniți de la Suceava și cu alții, da, cu inimă, cu rugăciune, acum, cu cuvânt. După predica domnului preot, trebuia să predic eu. Dumnezeu m-a binecuvântat să am așa volum vocal. Dar interesant că a mers cineva dintre tinerii din sat, cred că pus de cineva, s-a urcat sus în clopornița bisericii, a luat un fir de fier beton și în timp ce eu vorbeam, el lovea mereu în clopotniță și scotea un sunet strident și mi-a acoperea efectiv vocea. Domnule, omul ăsta bătrân, foarte cu minte, s-a dus în clopotniță, a urcat pe scări, l-a prins de crac cu pantalon și a zis, băi, dă-te jos, că acolo se predică Evanghelia. Și a stat și ne-a apărat cât noi am predicat Scriptura, el a stat acolo. N-am știut că el, de fapt, stă și ne supraveghează pe noi. Când am terminat înmormântarea, a zis, pot să plec? Și am zis, părinte, dar sunteți liberi, nu nicio problemă. Bine, rămâneți cu Dumnezeu. Și așa lucrarea a fost dusă la bun sfârșit. Da. Slăvit să fie marele nostru Dumnezeu. Amin. Deci de acolo a început biserica în localitatea respectivă. A început biserica, respectivă. Sigur că da. A huit satul. M-am trezit că toți, unii, domnule, eu îl cunosc, oamenii ăștia am fost pe la ei, toți erau prieteni cu noi acum. Și a fost o lucrare frumoasă, foarte frumoasă în sat. S-a dezvoltat. E o biserică totuși numeroasă la ora actuală și foarte bine funcționează și merge. Și mulțumim lui Dumnezeu de felul cum e minunat modul în care lucrează Dumnezeu. No, extraordinar. Prin tragedie și prin împotrivire. Haideți să vă mai zic o întâmplare, tot de acolo din sat. Nu știu cât ne permite timpul. Ne permite, avem timp. La noi în Suceava au venit frații aici din Statele Unite, frații menoniți, care acolo au deschis un orfelinat, s-au ocupat foarte mult, au lucrat în agricultură. Și ei veneau primăvara, era un ajutor pentru noi în Vaslui să ne ajute în evangelizare. În felul, ei adunau oamenii și împărțea semințe pentru straturi, pentru grădinărit, ceva de felul ăsta. Era și un program educativ. Oamenii de la țară erau educați cum să facă agricultură, cum se face în Statele Unite, cum lucrează oamenii, cum se pune inimă. Ca să crească productivitatea. Exact, exact. Și după ce se prezenta tot programul ăsta și toate temele astea agricole, noi predicam Evanghelia.
Așa că în satul ăsta nu era cămin cultural, nu aveai unde să prezinți diapozitivele care le prezentau frații menoniți. Și cineva și-a deschis crișma și-a zis, păi oameni buni, puneți aparatul aici și câți pot pe la geamuri, pe la uși, uitați-vă ce vă prezintă oamenii ăștia. În crișma. Da, în crișma. Ei, dar însă oamenii erau, după ce s-a terminat de prezentat, oamenii au ieșit afară și am predicat Scriptura. În timp ce predicam, a venit preotul ăsta tânăr, nu-i dau numele, e o familie așa foarte puternică în Vaslui, ei sunt vreo 6 sau 9 frați foarte bine așezați, în poziții foarte bune, dar el a făcut o greșeală în sat. Pe lângă faptul că era preot, a colectat ceva bani în sat și banii a pierdut la un joc de noroc și, în fine, istoria a fost mare, s-a scris despre el în Monitorul de Vaslui. Și omul ăsta foarte înfierbântat, băi, ce ați venit voi în sat la mine să faceți astfel de acțiuni, știți? Și în momentul când s-a apropiat de mulțime, un om un pic mai băut a zis, băi, vezi pe ăștia vă veni și ne dau ceva, dar tu ce ai făcut? Ne-ai luat și ai cheltuit banul nostru. Și săracul s-a văzut dezarmat, s-a așezat lângă fratele Nicu și a zis, băi, spune-l ăsta să tacă. Dar Nicu zice, băi, dar e noriașul tău, nu e meu. Spune-i tu să tacă. S-a terminat evangelizarea și primarul de acolo din comun a fost foarte așa bucuros și ne-a primit foarte bine. Și-a zis, ne simțim onorați, avem o delegație din America la noi în comună și aș vrea să veniți puțin pe la primărie. Ne-au primit foarte bine, ne-au servit cu ceva acolo la primărie, cu o cafea, cu ceva dulce. Dar înainte să servim masa, primarul a zis, domnilor, dacă astăzi aici între noi avem pe părintele de la Biserica Ortodoxă și părintele de la Biserica Pentecostală, aș vrea să faceți o rugăciune pentru comuna noastră. Mai întâi o numit preotul ortodox. Și preotul ortodox îl dădea coate la Nicu și îi spunea, roagă-te tu primul. La care Nicu, băi, te-a numit pe tine, roagă-te tu. Și la câteva insistențe, au văzut că Nicu nu începe, a început o rugăciune. O rugăciune cu părere de rău, care n-avea nimic ca comun cu nevoia și cerința pe care era din partea primarului. Era o rugăciune învățată pe de rost. Și după ce și-o terminat rugăciunea, au început fratele nostru pentecostal, o rugăciune din asta pentecostală, s-o ruga și pentru primar, și pentru școală, și pentru angajață din primărie, și pentru vacile din graj, și pentru câmpuri, și pentru sat, și pentru toți oamenii, și-o cerut binecuvântarea la care oamenii au făcut mai târziu diferența. Știți, e tare bine când suntem sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și Dumnezeu ne evidențiază prin asta, da. Dacă se poate așa să prezint într-o oarecare măsură o experiență din biserica locală. Chiar vă rog. În 2002 am fost ordinat în slujbă ca prezbiter în biserica din Bârlad, dar pe vremea aceea răspundeam și de biserica locală în sat. Unul din prietenii mei, proaspăt căsătorit, s-a îmbolnăvit soția lui, a fost la spital, grav bolnavă. Efectiv nu știu ce boală era. Era un fel de boală genetică, pentru că avea o soră geamănă. Sora ei bolnavă în Cluj și ea suferea în Suceava. În spital a ajuns într-o stare de deshidratare maximă, stătea numai în perfuzii, apoi a fost trimisă acasă, nu ingera nimic, nu primea nimic organismul, totul vărsa, scotea afară. Și femeia asta era terminată. A venit soțul ei la mine și a zis, Viorel, soția mea vrea ca să-i se facă ungerea. Eu fiind tânăr în lucrare, am zis, Florin, eu singur nu fac, n-am participat niciodată singur la o lucrare de felul acesta. Și uite ce, hai să stăm înaintea lui Dumnezeu, era duminică seară când el mi-a zis, luni să stăm într-o zi de post, marți de asemenea, ne-am unit 3 bărbați acolo, împreună cu Florin, băiatul ăsta care trecea prin necaz. Și am stat înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, în post, și am zis că miercuri la noi la biserică vor veni 2 frați, s-au anunțat de la Suceava, frați lucrători, păstori, și vom face împreună ungerea, lucrarea de ungere cu undele. A fost luni, marți eram în adunare, după terminarea timpului de rugăciune, știu că am ieșit, parcă acum îl văd pe Florin între uși, era schimbat total la față și o zis, Viorel, dacă nu se face seara asta o lucrare, mâine nu mai avem cui să facem. Soția mea e terminată. Și am zis, ce-i de făcut, Florin? Bă, la el acasă stătea cu părinții lui, părinții erau necredincioși.
Și el a hotărât împreună cu un verișor de-a lui să o ia pe soția lui. Efectiv, când a scos-o din casă, a scos-o pe brață, o legumă. A așezat-o pe bancheta din spatea mașinii și a dus-o la o altă familie, la noi, o familie de credincioși. A scos-o iarăși pe brață din mașină și a așezat-o pe pat. Am venit înainte lui Dumnezeu și ne-am rugat simplu. Cuvântul lui Dumnezeu din Iacov, capitolul 5, care vorbește despre lucrarea aceasta de cină, de ungere, care spune că cine este în suferință să se roage și cine este bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să lungă cu un de lemn. Am zis atunci înaintea lui Dumnezeu, țin minte, Doamne, te rog, onorează-ți cuvântul. Eu mă văd nevrednic, neputincios, dar te rog, pune-ți tu mâinile și fă să se cunoască numele tău mare. Știți, la rugăciunea pe care am făcut-o noi simplă, femeia asta s-a ridicat cum era întinsă în pat și s-a așezat pe genunchi, tot în pat. Și atunci pe genunchi au zis, fraților, continuați să vă rugați. Și noi am continuat să ne rugăm. Și după ce am continuat să ne rugăm, ea s-a ridicat din pat și s-a așezat lângă pat în genunchi. Și după rugăciune s-a ridicat în picioare și a stat drept și a zis, Dumnezeu m-a vindecat, sunt sănătoasă. Ca drept dovadă, nu o să merg cu mașina acasă, o să merg pe jos. Și a mers pe jos acasă. Soacra ei era profesoară la noi în sat, directoare pe vremea aceea la școală. A rămas foarte uimită. S-a dus în cancelarea școlii, a spus la profesori, domnule, extraordinar, nora mea era bolnavă, ne așteptam la un lucru rău, la un eveniment tragic la noi în familie, dar nu știu ce s-a întâmplat aseară că Florin a luat-o din casă pe brațe și a venit pe picioare. Și Anca am lăsat-o acum în casă trebăluind pe la bucătărie. Dumnezeu a făcut o minune, mai târziu Dumnezeu a lucrat și la inima soacrei ei care s-a întors la pocăință și a înțeles de fapt ceea ce a fost atunci, că a fost o intervenție a lui Dumnezeu și o minune a lui. Pentru mine, pur și simplu, lucrarea asta am luat-o ca o încurajare la care Dumnezeu m-a chemat în lucrare și am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Slăvit să fie Dumnezeu! Chiar și atunci când nu ați fost chiar 100% pregătiți, exact, pentru ca să faceți lucrarea. Ați fi vrut să mai așteptați, dar da, nevoia bătea la ușă. Da. Soțul, familia, exact, puneau presiune, e nevoie, e nevoie, e nevoie. Da. Văzându-vă pus la colț, n-ați avut de ales decât să vă îndreptați privirile amin în sus. Amin. Amin. Și amin. Dumnezeu care e atotputernic, Dumnezeu care e real, amin, Dumnezeu amin care există, Dumnezeu exact care intervine. Indiferent de ce ar spune filozofiile lumii, indiferent da de ce spune mass media, indiferent de semnalele care le primim de la Hollywood, exact, și de la filozofii și învățătorii acestei lumi, da, ce este cert pentru noi și pentru toți cei care îl cunosc pe Dumnezeu, El există. Amin. El ascultă rugăciunea și El lucrează. Exact. Slăvit să fie numele Slavă Lui. Și iată încă o experiență. Mai avem timp? Mai căutați filele, da, obligatoriu, în dosar. Că știți ce am văzut eu? Exact cum spune în Cartea Faptelor Apostolilor, în fiecare, în Ierusalim a fost nevoie de o minune a lui Dumnezeu. În Samaria, când Filip se duce și predică Evanghelia, spune că acolo era un vrăjitor care lumea era uimită de vrăjitorile lui, dar când a venit Filip, a rămas vrăjitor uimit de lucrările și minunile pe care le face Dumnezeu. Știți? Și am văzut că și Pavel, peste tot pe unde a mers în orice cetate, vedem o minune, un semn, o mână a lui Dumnezeu, o vindecare. Și oamenii au rămas uimiți. În multe localități din Vaslui în care am intrat cu Evanghelia, am văzut că Dumnezeu a lăsat o urmă de felul acesta. Și prin asta oamenii, Dumnezeu și-a întărit mărturia prin semne, minuni și tămăduiri. În felul care acesta confirmă exact adevărul și autenticitatea cuvântului. Exact. Sigur. Eram într-o localitate, mie dragă, încă inima mea este lipită acolo. Exact cum spune Pavel, simt durerile nașterii. Efectiv, am luat lucrarea de la început. Acolo s-a deschis lucrarea de evangelizare. În ce așa localitate? Localitatea Morăreni din comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui. Când am început acolo lucrarea de evangelizare, mergeam pe Imaș.
Era un imaș în centrul satului, se aduna oamenii, tineri acolo și predicam Evanghelia. Duminica obișnuiam să facem lucrarea asta. Nu era acolo nici biserică ortodoxă măcar și oamenii s-au deschis. Oamenii, în Vaslui eu am văzut oameni foarte deschiși, oameni foarte primitori, deosebiți. Și așa că Dumnezeu a lucrat, s-a deschis și o casă, o familie care venise din Constanța. Dumnezeu îi trimisese în sat la ei. Ei au primit lucrarea, au primit credința în Constanța și, pardon, și-au deschis ușa și au zis, fraților, dar veniți la noi, avem, nu avem o casă așa grozavă, dar o cameră bună unde putem să ne adunăm în iarna cel puțin, unde să facem adunare. Și unde era suficient și, pentru exact, nevoile de atunci. Exact. Era perfect. Da. Cam mai târziu Dumnezeu ne ajuta, frații au făcut cărpici, au lucrat ei, m-am dus și am zidit împreună cu un singur frate. 3 săptămâni am lucrat la zidărie. Cât m-am priceput, săraci cârpici erau slabi, că când, în momentul când s-au turnat centurile casei, că zidurile s-au ovalizat așa. Dar le-am întărit, le-am tencuit, slăvit să fie Domnul, avem o casă frumoasă la ora actuală acolo. Dar ceea ce vreau să vă zic e că în sat acolo era o vrăjitoare renumită, Viorica Bățu. Toți o știau, descânta, nu știu eu, practicile ei oculte pe care le făcea, dar știa că era vrăjitoarea satului. Oamenii în zona Vaslui și mai ales în zonele sărace, oamenii nu prea merg la doctor sau la medic pentru că nu pot, nici financiar nu stau bine. Și prefer să meargă la o vrăjitoare, să le descânte ceva, nu trebuie să se ducă cu bani, să duc cu ce au, cu un ou, cu o găină, cu ce pot și... Bucată de slănină, exact, mai exact, știu eu. Și vrăjitoarea asta s-a îmbolnăvit, a ajuns la spital, cred că a făcut un accident vascular, că era paralizată, nu mai vorbea și după o perioadă de spitalizare a trimis-o acasă. Nu avea nimeni ce să aibă grijă de dânsa. Era paralizată în pat. Lângă dânsa erau 2 surori, vecine cu ea. Măi, pot să nu ajuți pe o femeie în situația asta? Și surorile mergeau pe rând și o îngrijeau de dânsa. Îi făceau mâncare, îi făceau focul în casă, trăbăluiau prin casă și o îngrijeau de dânsa mult timp. La un moment dat, surorile, câteva din adunare, hai să mergem seara la Viorica Bățu să cântăm o cântare. Au mers acolo la Viorica, au cântat, s-au rugat. La un moment dat, Viorica, așa cum nu putea ea să vorbească, dar prin semne, au zis, eu vreau să mă pocăiesc. Am auzit că în biserică la voi sunt botezuri și eu vreau să iau botezul. Vrăjitoarea. Și au venit surorile să-mi spună, frate Viorel, Viorica Bățu vrea să ia botezul. Eu știam, satul ăsta l-am cunoscut, eram ca din sat acolo. Pentru că am mers cu oamenii, frate, hai că trec, fac așa o paranteză. Evanghelizarea noi nu numai musai am făcut-o, numai din predică. Ceea ce au dat câștig la lucrare a fost că noi ne-am implicat așa și în viața socială. Am mers cu oamenii la prășit. Am mers cu ei la făcut cârpici. Am fost cu ei la construit case și asta a cântărit foarte mult în ochii oamenilor. Ei, și când am auzit că Viorica vrea botezul, eu am zis, băi, nu prea sunt de acord, vrăjitoare, păi noi nu i-am predicat cuvântul, nu știm ce crede ea, nu știu dacă am putea să-i dăm botezul. Și le-am zis la surori ceea ce cred eu și ele s-au dus și au spus, băi, fratele Viorel nu vrea să-ți dea botezul, n-ai cum să-i botezi. Duminica când era botezul, m-am trezit cu Viorica Bățu îmbrăcată în alb în fața ușii la adunare. În prag, o îngâna ceva, o bâlbâit, că eu n-am înțeles, dar mi-o dat de înțeles că vina e a ta dacă eu mor nemântuită sau nebotezat. Ei m-au pus pe gânduri. Și ea s-a dus în adunare și s-a așezat lângă cada unde era așezat cada pentru botez. Pentru că venise la noi atunci fratele Ionică Florea, care era păstor în județul Vaslui, fratele Nicu Cotleț. Am zis, fraților, sunteți voi mai în vârstă ca mine, vă rog, discutați cu femeia asta, ce credeți că e de făcut? După o discuție care a avut loc cu dâns, așa, cât ne-am putut înțelege, am zis, domnule, dăm botezul. N-avem încotro. Și am botezat-o. Vreau să vă spun că aici a fost minunea lui Dumnezeu. A doua zi, femeia asta s-a ridicat singură din pat. A mers pe picioarele ei și-a dat drumul la voce și-a putut să vorbească și încă ani buni de zile a umblat la adunare, perfect sănătoasă și a fost o mărturie pentru oamenii din sat, pentru că toți oamenii au știut că o vrăjitoare, paralizată, imobilizată la pat,
Și fără abilitatea botez, de a vorbi exact, într-un mod inteligibil. Exact. Și asta era problema, probabil, da, cu care vă confruntați. Exact. Că nu puteați să aveți o conversație, exact, logică, da, inteligibilă, da, prin care să fiți convinși, exact, de credința femeii, exact, ce are în minte, ce are în inimă. Da. De satul știa, sigur, de că faptul că femeia nu poate comunica. Da, da, da. Extraordinar. Da. Și Dumnezeu i-a dat sănătate și a trăit mulți ani. Domnul a chemat-o acasă, am fost la mormântarea ei, dar a fost o lucrare frumoasă. Și mulțumim. Mă gândesc că experiența, o numesc experiență, dar mai corect, o numim minune. Da. Minunea pe care a făcut-o Dumnezeu, da, cu ocazia botezului și imediat după botez, a pus satul în mișcare. Exact. A născut, exact, o mulțime de întrebări. Sigur. În mintea oamenilor din sat. Oameni sinceri care nu mai vroiau să fie spălați pe creier de minciuni, de povești, exact, știu, de la televizor sau de, exact, la unul sau de la altul. Oameni care au fost sinceri, cu inima deschisă și au căutat răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat aici, ce, da, s-a întâmplat aici, că nu, da, e normal. Da. Nu e normal pentru o femeie paralizată, vrăjitoare, care nu poate vorbi, să ajungă la botez, să fie botezată și din ziua următoare să-și revină femeia și să, exact, fie femeie normală în sat. Sigur că de aici, da, Duhul Sfânt a mișcat, a atins inimi și tot în orașul Bârlad, când am început lucrarea de evangelizare, nu era biserică pentecostală. În Bârlad, în oraș, erau două biserici la frață creștin după Evanghelie. Lucrarea pentecostală acolo nu era văzut așa de bine, pentru că a fost o experiență neplăcută în oraș, nu are rost să povestesc și să spun. Am început și n-a fost ușor începutul în lucrare acolo, dar dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, lucrarea n-ar fi rămas în picioare, pentru că mulți, așa zici, profeți în ghilimele, ne profețeau pentru biserica pentecostală un sfârșit foarte rapid. Pentru că au mai fost încercări în Bârlad și, exact, n-au dăinuit. S-a deschis acolo o familie, tot așa Dumnezeu trimise din Constanța, pentru că mulți au lucrat acolo, cred eu, la portul, la șantierul naval în Constanța, așa, și apoi la pensie s-au întors acasă. Așa că s-a întors familia Istrate acolo, în Bârlad, o familie tot credincioasă, pentecostală, și s-au deschis ușa și la ei am început adunarea. După care Dumnezeu ne-a ajutat, am cumpărat o casă veche, care din trânsa am dat pereții interior jos și am construit casă de rugăciune. În 50 de zile, casa respectivă despre care vă spun, Dumnezeu ne-a ajutat și am pus-o la punct și am putut să facem deschiderea. Putea fi utilizată pentru, da, exact, pentru lucrare. Ce s-a întâmplat acolo în oraș, cum lucrează Dumnezeu? Era un frate, la frață creștin după Evanghelie, și era avocat. Un om cu nume bun în oraș, foarte bine cunoscut, avocatul Adrian Ghelase. Mergea la Biserica Creștină după Evanghelie, dar s-a întâmplat să vină necazul în casă la ei. După paramisă, trei nașteri, sora Mirela, soția lui, s-a îmbolnăvit. Și a fost o boală destul de urâtă, niște tulburări psihice foarte severe, au ajuns la Iași, la spital, la Socola, deci acolo, oricum, numai cazurile grave pot să ajungă. Sora Mirela grav bolnavă, bărbatul ăsta, când s-a văzut în situația asta, s-a dus la biserică și a zis, măi, fraților, nevasta e bolnavă, ce să fac? Frață din biserica din care îi făcea parte, a zis, știi ce, la noi nu vii cu duhuri. Noi astfel de situații nu putem să le rezolvăm. Și omul ăsta s-a văzut așa respins dintr-o parte în alta. Tocmai atunci apăream și noi în oraș, ca o așa mică organizație acolo, ca biserică pentecostală, și ne-au căutat și au venit la noi. Și au zis, fraților, uitați, am o problemă. Și am zis, ne rugăm Domnului. Și știu că am dat în tot județul Suceava bilete la toți frați. Nu era ca acum telefoane, ușor de comunicat, dar am trimis biletele peste tot. Fraților, rugați, avem un caz în Bârlad. O familie are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Fratele Adrian Ghelase, o auziți, pe vremea aceea trăia la Lugoș fratele Ștefan Neag. Un om al lui Dumnezeu, un om de care Dumnezeu s-a folosit în multe lucrări. Și a fost invitat să vină la Bârlad.
și au venit la noi, la biserică. Ne-am rugat lui Dumnezeu. Știu că s-a făcut și ungere cu un de lemn. Vreau să vă spun că sora asta a fost vindecată de Dumnezeu. A aflat tot orașul, a aflat toate bisericile din jur. Când noi am construit casa de rugăciune, sora Mirela ne-a slujit în fiecare zi. Ea ne-a făcut mâncare dimineață, la amiază și seara. Pentru că noi n-am vrut să punem povară pe umerii fraților, că erau puțini în biserică. Am zis, noi reușim noi să ne descurcăm. Ne și așa că într-o zi au venit și noi mâncam ceva dintr-o conservă. Și au zis, domne, frață ăștia lucrează pentru noi și n-au ceva pregătit. Nu, dacă Dumnezeu a făcut așa o minune în viața mea, m-a vindecat și m-a eliberat și sunt sănătoasă, am să le slujesc. Și au slujit în toate zilele acelea. Uneori rămânea fără bani în casă să împrumuta și pregătea pentru noi să fie totdeauna masa bine pregătită de 3 ori pe zi. Și vreau să vă spun, prin lucrarea asta pe care Dumnezeu a făcut-o, prin intervenția lui Dumnezeu în casa aceasta, o familie totuși cu nume în oraș, a ajutat la răspândirea Evangheliei. În primăvara, deci în luna decembrie, noi am deschis casa de rugăciune. În primăvară am avut în luna martie, april, paramisă, am avut vreo 50 de botezuri. În vară vreo 40. Și așa biserica s-a mulțit. Acum, la ora actuală, casa care este în orașul Bârlad nu mai răspunde la nevoi. Frații au mai cumpărat o bucată de teren lângă terenul care l-au la biserică și ar vrea să construiască o altă casă de rugăciune pentru că e nevoie. Slăvit să fie marele nostru Dumnezeu pentru fiecare lucrare și fiecare minune pe care o trăim. Iată-ne, stimați telespectatori, iubiți frați și surori, la finele unei alte emisiuni în care am petrecut împreună cu dumneavoastră și ne-am întărit, ne-am îmbărbătat și am auzit din nou despre modul minunat în care Dumnezeu ascultă rugăciunea, în care Dumnezeu intervine în viețile oamenilor și Dumnezeu face izbăvirea. Pentru toate îl binecuvântăm pe El. Vă încredințăm în brațul Domnului, vă salutăm din toată inima, din însorit Arizona, vă mulțumim încă o dată, multă pace, mult har, multă sănătate și la revedere!